povestește-mi și față în față și de la televizor. Aia e că față în față mă interesează, că eu la televizor am văzut o față. Atât. O față și o încercare timidă de răspuns care a fost repede înnăbușită sau auto-înnăbușită. Ce aveți de spus? De ce i-ați cerut cartea de identitate a victimei? De ce dată? M-am fost ședința de judecată. Considerați că meritați o sancțiune, meritați să fiți sancționată. Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Aveți un mesaj pentru părinții victimelor? De ce mestecați gumă în sala de judecată? Ați studiat dosarul înainte? Că părinții v-au acuzat că păreați nepregătită, că nu studiați dosarul înainte. Vă mai întreb o dată, de ce ați solicitat cartea de identitate a victimei decedate? Aveți de gând să vă cereți scuze părinților? Credeți că veți fi suspendată din funcție? Dumneavoastră ați solicitat să fiți înlocuită din dosar. Aveți ceva de spus pentru părinții victimelor? Explicat în fața secției pentru judecători. Bun, în fața ei. Doamna judecător, nu puteți să nu spuneți nimic către părinții acestor victime. Nu aveți nimic de spus, să le transmiteți un mesaj. Credeți că CSM ar trebui să dispună suspendarea noastră din funcție? Am încercat în toate echipurile, iertați-mă că vă întrerup, vă dați seama că discuțiile aici sunt învolburate. Mie mi s-a părut că doamna judecător a trecut prin toate stările. Mi s-a părut foarte discret că trece printr-un carusel de emoții, bine mascate. Pe de altă parte, nu știu ce se ascunde în spatele lor. Bun. Pentru că tu știi mai bine despre ce. Eu aș face totuși precizarea asta. În toate profesiile, peste tot, am auzit de polițiști care au făcut tot felul de gesturi. Am auzit de magistrați care coalizaseră cu interlopii și drogau cu ei. Exact. Am auzit, eu știu, de medici care vezi fostul caz ciomu. De preoți care preoți vezi. Care nu știu ce. Deci, sigur că noi care trăim în ultimii, să zic, vreo 15 ani de zile în lumina asta a DNA-ului, ce se mai întâmplă, justiție, penalul, nu știu care, dacă ne uităm la un jurnal de știri, preponderent o să vedem zona justiției, nu știu, mă rog, 35-40% de justiție. Și atunci când vezi un magistrat care se comportă așa, sigur că zici, domne, nu există așa ceva, nu se poate așa ceva. Asta am zis și noi. Sigur că nu se poate, dar se poate, că există. Și noi, ca avocați, și executorii, și magistrații, judecători, procurori, deși aici nu sunt de acord că sunt magistrați, judecători, procurori, magistratul este doar judecător în conceptul meu, noi trecem printr-o singură evaluare psihologică, cu raționamente și nu știu ce, la intrarea de carieră, profesie, la intrarea în profesie. După aia ulterior, dacă o să mă vezi la bară spunând că îl văd sau mă cred Napoleon, atunci, sigur ar trebui că cineva ar trebui să-ți bată la ușă și să faci testul respectiv. În cazul doamnei judecătoare vorbim despre o problemă psihologică? Nu vreau ca eu să îi stabilesc un diagnostic pentru că nu este treaba mea. Eu, la ultimul termen, chiar am urat mult succes în dosarul disciplinar pe care urma să-l aibă. Dar un comportament normal îl observi. Adică un comportament anormal la fel de bine îl observi. Să zicem era foarte marcată? Adică, diferența foarte mare sau sincopele în a răspunde ne-au dus pe noi, mă rog, reprezentanții părților vătămate civile cu gândul că ar putea să fie și o problemă de natură medicală, dar pe care nu o pot stabili eu. Atenție, în schimb, domnul avocat este avocatul familiei lui Sebastian, deci ca să ne înțelegem. Eu am o altă colegă care a preluat familia Olariu. Deci e vorba despre voi care sunteți direct implicați. Noi nu punem întrebările astea așa, pentru că acolo e legătură directă. Când a fost prima scenă cu strigatul lui Sebastian, lui Sebi, în sala de judecată,
Mie mi-era foarte greu să explic cuiva ce s-a întâmplat acolo, deși voi presa ați fost prezenți în sala de judecată, toată presa centrală din România a fost prezentă în sala de judecată. Da, și stenogramele la un moment și dat. Cum cu toții au fost extrem de marcați de momentul respectiv. Dar și nouă ne era foarte greu să explicăm telespectatorilor, domnule, uite, s-a întâmplat povestea asta. Ei, în momentul în care ați prezentat și s-a întâmplat audierea la CSM, atunci cred că toată țara și-a dat seama de fapt prin ceea ce trecusem noi în ultimele trei termene și modalitatea strâmbă de a face niște lucruri. Dom'le, eu pot să înțeleg că anumiți oameni vor să se asigure că atunci când mută paharul ăsta, cana asta din stânga în dreapta, dom'le, mă gândesc 3 secunde și o mut din stânga în dreapta ca să fiu sigur că nu vărs apa din ea. Pot să înțeleg lucrul acesta. Dar în momentul în care ai o chestiune de genul ăsta care nu e chiar normală, lucrurile la noi merg, ori știi, ori nu știi, nu prea e lasă că mai văd eu. Dacă nu știi, că ăsta nu era un detaliu cumva într-un colț de foaie pe care l-ai trecut cu vedere? Adică nu, era ceva subiect major. Bază, exact. În momentul în care ai întrebat cum, e o victimă decedată? Nu, sunt două. Adică, exact. Ok, eu să știți că am fost primul apărător și primul avocat al magistratului, pentru că am spus așa, domne, avem 1 milion de dosare, aveți și voi multe dosare, aveți și noi multe dosare. Poate că ai încurcat numele. Dar să nu știi că măcar ai niște persoane decedate și nu decedate că au murit așa că într-un accident, rupte în două pe caldarâm. Da, da. Să nu știi ulterior numele lor, am înțeles-o, dar când îți dai seama de gafa pe care ai făcut-o, să nu revii să spui, îmi cer scuze, a fost o eroare de tehnoredactare în citativ și toată lumea cred că nu ajungeam aici. Asta cu siguranță. Dar la un moment dat, doamna judecător a zis, doamne, eu vreau afară. Nu, e clar. Hai să facem un pic soi de retrospectivă. Deci prima dată s-a întâmplat situația cu strigatul lui Sebi. Ok. Noi n-am făcut absolut nimic, am spus, domne, să zicem că a fost greșeală, inspecția judiciară n-a considerat așa și s-a autosesizat. Ei, când s-a autosesizat inspecția judiciară, noi am considerat că atâta vreme cât tu ești sub o cercetare disciplinară cu o posibilă abatere disciplinară, noi ar fi bine să facem o cerere de recuzare, cererea de recuzare care înseamnă, eu cred că o să fie imparțială pentru că din cauza dosarului cineva te cercetează. Lucrul acesta nu a fost acceptat, s-a respins cererea. La termenul ulterior, parchetul s-a gândit, stai domne puțin că a fost o nebunie aici la noi în sala de judecată, presa care era ultragiată, părțile care vociferau, s-a și auzit că am observat că a ieșit în spațiul public înregistrarea respectivă a ședinței cu stenograme și așa mai departe. Da. Și cererea parchetului, adică a procurorului, a fost respinsă. Pasul următor, la al treilea termen de judecată, vine chiar doamna judecător și spune, domne, știi care e treaba? Eu vreau să mă retrag din dosarul ăsta. Și nu se poate nici așa. Nu știu de ce a vrut presiune să se retragă. Bănuiesc doar pe același motiv de imparțialitate, pentru că de la termenul trecut și până în momentul de față n-am mai ajuns la dosar. Termenul următor este pe data de 9 mai, când vom afla și ce s-a motivat. Nici cererea aceasta a doamnei judecător nu a fost aprobată. Pasul numărul 4 vine în fața CSM-ului, CSM-ul decide, domne, nu e cazul să o suspendăm, motiv pentru care va rămâne în dosar. Pasul numărul 5, doamna judecător depune, atenție, cerere de schimbare, de fapt de mutare, de transfer de la judecătoria Mangalia, proiect la judecătoria echivalentă în grad, judecătoria Constanța sau judecătoria din București. A dânsei sau a dosarului? Nu, a dânsei. Dacă această cerere va fi aprobată până pe data de 9 mai, vom avea un alt judecător în cauză. Deci două acțiuni a avut doamna judecător în care a încercat efectiv să se sustragă din acest proces. Exact, exact. Și probabil că a făcut lucrul acesta. Este un caz fără precedent, unde părțile încearcă să nu vreau să folosesc cuvântul ăsta, nu-mi vine altul acum, să scape de judecătorul respectiv. Judecătorul vrea să scape. Nu, parchetul vrea să scape de judecătorul respectiv. Judecătorul vrea să scape de dosarul situație respectiv. Nu în ultimul rând, presiunea publică este în sensul acesta și totuși lucrurile rămân la fel. Repet, este fără precedent ce s-a întâmplat aici, pentru că discutăm de o suprapunere, un caz extrem de mediatizat și modul în care a fost el gestionat, pentru că, repet, că te gândești tu 3 secunde să muți cana din stânga în dreapta, nu e o problemă. E una, dar dacă în momentul în care provoci niște greșeli de procedură flagrante, suprapus pe cum s-a prezentat, atunci sunt niște indicii că ceva nu e în regulă profund. Apropo de asta, dacă toate lucrurile ar fi fost în regulă, dacă toate lucrurile ar fi mers așa cum trebuie sau așa cum e normal să fie, oare s-ar mai fi întâmplat toate lucrurile astea, toate acțiunile doamnei judecător, toate sesizările parchetului, toate... Păi nu, că... Păi, de ce nu se întâmplă lucrurile așa cum trebuie?
Apropo de situația aceasta, au mai dat colegii de dumneavoastră din presă că un judecător a amânat 50 de dosare. Aia era ultima problemă. Ultima problemă era că, spre exemplu, noi am ajuns la ora 8.30 la instanță, la primul termen de judecată și am intrat la ora 12.30. Ultima problemă era că pe Vlad Pascu nu l-au adus niciodată în sala de judecată, deși ar fi putut să dispună, nu, eu vreau să-l văd, să te văd față în față, să văd cine ești tu și când o să scriu hotărârea aia de condamnare, să scriu o hotărâre de condamnare în cunoștință de cauză. Poate că e important să înțeleagă cei de acasă că hotărârea de condamnare o dai niște limite. Nu ai o pedeapsă prestabilită sau predefinită. Ci ea, de asta și spune că legea prevede pedeapsa de la până la. Uh-huh. În funcție de persoana din fața ta, de regretă, da, nu regretă ceva. Da, dar deja să-l cunoaște pe Vlad Pascu, pentru că el face videoconferințe cu domnul știți, Marian. Știți, eu cred că îl știți voi mai bine decât instanța, ceea ce este foarte greșit. Exact. Dar îl cunoaște mai bine decât instanța. Cum este posibil ca Vlad Pascu să dea interviuri din închisoare Marian Ceaușescu? Eu nu știu cum a ajuns. De minute... Are acces la telefon, adică nu e problema. Eu nu știu cum a ajuns Ceaușescu să-l înregistreze. Există două variante aici. Fie Vlad Pascu, care nu are interzis la a da telefoane, ai un număr limitat, ai o cartelă, plătești și suni. De pe fix? Fie, da, de pe fix. Ăla era videocall. Era videocall? Eu așa am înțeles. Nu cred că era videocall. Sigur? Nu. Era audio. Nu, okay. Audio știu. Mie sigur. Mi s-a părut că domnul Ceaușescu era la masă cu tatăl lui Vlad Pascu. Clar. Pentru că i-a spus, ți-l dau acum pe taică, tu să vorbești cu el. Atunci e posibil ca apelul să fi fost inițiat către tatăl, lucru care e legitim. Și tatăl care era la o cină sau la un prânz cu domnul Ceaușescu. Hai să facem un interviu. Da, acum fiecare are jurnalist independent, e treaba lui. Nu asta critică, nu e importantă activitatea, adică e importantă, dar nu critică activitatea pentru lui. Pentru noi e șocant, de-aia întrebăm. Ci critic dacă într-adevăr acest apel a fost făcut în afara regulilor stabilite în centru de arest preventiv. Exact. Aduceți-vă aminte că la termenul 3 a apărut să niște imagini că Vlad Pascu ar fi fost dus într-adevăr în sala de judecată la măsură, la contestarea măsurii la Tribunalul Constanța, în timp ce noi stăteam ca fraierii în judecătoria Mangalia, iar ulterior l-au întors penitenciar în Poarta Albă și din Poarta Albă a intrat în videoconferință cu noi. Deci noi care stăteam acolo o echipă, eram mulți. Zeci de oameni, l-am așteptat până și-a rezolvat el problema la Tribunalul Constanța. Lucruri care nu țineau de o normalitate a făptuirii justiției. E clar. Mai mult decât atât, iartă-mă o secundă, justiția trebuie să fie înfăptuită în multipartidă. În primul rând, pentru părțile implicate și numărul 2, pentru liniștea societății unde se înfăptuiește justiția respectivă. Pentru că dacă tu transmiți un ecou sau un mesaj strâmb în societate... Pierderea încrederii în justiție are niște repercusiuni extrem de grave asupra întregii societăți. Bine, poate de Dumnezeu și după 9 mai ne mai face o vizită dacă reușește să rupi un pic de timp deocamdată. Sigur, cu drag. Dar până atunci, o întrebare mai am și eu. Ce se întâmplă pe 2 mai? Am înțeles că este... Nu, pe 2 mai am înțeles că este o acțiune, un protest. Ce se întâmplă? O să fie un protest unde, practic... 2 mai fără 2 oameni. Da. O treabă de genul acesta, fără 2 copii. Practic, prietenii celor doi vor organiza un soi de protest tocmai împotriva ceea ce s-a întâmplat acolo.